și că avem validare și atunci se va lua hotărârea de validarea mandatelor de consilier local. Și va lua hotărârea de regulare ca legal constituit. Și apoi de domnul Romeu. Da? Da, da. Să rog consilierii locali care sunt în partea dreaptă să vină în partea stângă, da, ca să avem vizibilitate de aici. A Comisiei de Validare să ne prezinte rezultatul verificărilor efectuate. Comisia de Validare a Consiliului Local Solor, procedura va fi încheiată azi 23.06.2016 în prima ședință a Comisiei de Validare a Consiliului Local al Comunei Solor. Astăzi, data de mai sus, Comisia de Validare a reasă de Consiliul Local al Comunei Solor, în ședință de constituire la data de 23.06.2016, a examinat conformitatea pregătirii articolul 31, actul 3, 4, 5 din Legea Administrației Publice, locare numărul 215-2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerilor consilierilor. Comisia a constatat că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea unui număr de 13 consilieri conform tabelului anexat, drept care am încheiat prezentul proces verbal, semnat de președinte, secretar și membru. Tabelul nominal cu consilieri locali aleși în data de 5.06.2016, deci Comisia de Validare a Consiliului Local al Comunei Solonț. Au validat pe următorii. Creangă Ionel, consilier local din partea PSD. Nu ați aplaudat. Călin Lucian, consilier local din partea PSD. Lăcătușul Adrian, consilier local din partea PSD. Adam Spiridon, consilier local din partea PSD. Savin Gheorghe, consilier local din partea PSD. Chirimia Viorel, consilier local din partea PSD. Gănuș Cângeriu Nicolița, consilier local din partea PSD. Călin Petru, consilier local din partea PSD. Bâlbâi Laurenciu, consilier local din partea PSD, Rotaru Lucian Florin, consilier local din partea PSD, Comănescu Maria, consilier local din partea ALDE, Pisecaru Petre, consilier local din partea ALDE și Rotaru Mihai, consilier din partea PNL. Mulțumim. Domnul președinte, Adam Spiridon.
funcția lor, da? Da. Cam acolo în zona. Da. Va prezenta pe rând fiecare rugămintea de secta doar în cazul în care nu sunteți dumneavoastră cel supus votului. Deci consilierul local, a cărui nume este supus validării, nu votează. Mulțumesc. Așa cum este regula, regulamentul de ordine interioară pentru Consiliul Local, vreau să-ți o pun la vot, deci dacă ceilalți care sunteți de acord. Păi, Creangă Ion. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Călin Lucian. Cără... Lăcătușu Adrian. Adam Spiridon. Sabin Gheorghe, Inimia Viorel. Nu vreau să ridic. Rotarul Lucian. Am intimit, da. Comănescu Maria. Isecaru Petru. Și Rotarul Lucian. Da, vă mulțumesc pentru... Consiliul local este legal constituit în acest moment. Și am să rog consilierii locali să depună jurământul. Da, o să se facă în ordine alfabetică. Eu voi citi cu voce tare și fiecare va veni, va pune mâna stângă, da, pe Constituție și pe Biblie și va spune jur. Va semna și va primi un exemplar de jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Solonț, așa să ne ajute Dumnezeu. Și va începe domnul Adam. Așa să ne ajute Dumnezeu. Azi, jur. Să ne ajute Dumnezeu. Azi, puneți doar jur, da? Așa veți primi un exemplu. Domnul Bârbie Laurențu. Mâna stângă. Puneți jur. Jur. Jur, tine. E neînțelat o dată, da? Ce aici? E neînțelat o dată. Un exemplar este al dumneavoastră. Felicitări. Domnul Călin Lucian. Mâna stângă. Jur, așa se mi-a fac tot ce se poate. Ce aici? Ce, da? Un exemplar este al dumneavoastră. Domnul Călin Petru. Dar nu se aude. Doamna Comănescu Maria. Și aici, doamna. N-ați făcut pixul ăla. Felicitări. Domnul Creangă Ionel. Jur, așa să ne ajute Dumnezeu. Doamna Gălușcă Genciu Nicoliță. Jur, așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Irimia Viorel. Jur, așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Lăcătușu Adrian. Jur, așa să ne ajute Dumnezeu. Secaru Petrea. Jur, așa se numește de aici. Domnul Rotaru Lucian Florin. Jur, așa se numește.
Domnul Rotaru Mihai. Domnul Savin Gheorghe. Jur, așa ce ne ajută Dumnezeu. Consilier local din partea PSD, Călin Lucian, consilier local din partea PSD, Lăcătușu Adrian, consilier local din partea PSD, Adam Spiridon, consilier local din partea PSD, Savin Gheorghe, consilier local din partea PSD, Irimia Viorel, consilier local din partea PSD, Gălușcă Gengiu Nicolița, consilier local din partea PSD, Călin Petru, consilier local din partea PSD, Bâlbie Laurențiu, consilier local din partea PSD, Rotaru Lucian Florin, consilier local din partea PSD, Comănescu Maria, consilier local din partea ALDE, Prisecaru Petra, consilier local din partea ALDE, Rotaru Mihai, consilier din partea PNL. Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare la Tribunalul Bacău. Deci cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? În acest moment vă felicit pentru constituirea primului Consiliu Local ca urmare a alegerilor din data de 5 iunie 2016. Mulțumesc! Da, da. Și dați-mi voie să vă întâlnesc certificatele dovedoare a faptului că ați câștigat alegerile locale din 2016. Caru Petra, doamna Comănescu Maria, domnul Gârtie Laurențiu, domnul Călin Petru, domnul Gărușcă Geni Nicolita, domnul Irimia Viorel, Savin Gheorghe, domnul Adam Spiridon, domnul Lăcătușu Adrian, domnul Călin Lucian, domnul Creangă Ionel și domnul Alexandru Prieteni. Prima variantă, ați fost validată, ați amintit. Având în vedere Consiliul Local, propun alegerea președintelui de ședință dintre consilierii locali, președinte care va prezida ședintele Consiliului Local în următoarele trei luni. Propuneți? Adina președinte. Propunem pe domnul Adam Spiridon. Toți îi propunem. Alte propuneri? Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Domnul Adam Spiridon, sunteți președintele de ședință a Consiliului Local a Comunei Solon, pentru următoarele trei luni. Da, mulțumesc onorului Consiliului Local, pentru încrederea acordată. Voi depune toată priceperea și conștiințele mele pentru a pleca și a viață, vorba de ceea ce ne interesează, să avem o continuitate de 4 ani de zile, cu bucurii și sănătate. Mulțumesc! Și domnul consilier mai tineri care ne-au asistat în prima
partea ședinței și rugăm să portați alături de ceilalți consilieri în sală. Acum am să dau citire hotărârii judecătorești prin care domnul primar a fost validat ca primar a comunei Solonț. Astfel, prin sentința civilă numărul 1235 din 21 iunie 2016, pronunțată de judecătoria Moinești în dosarul 2862/260 din 2016, instanța admite propunerea biroului electoral al circumscripției numărul 81 Solonț din comuna Solonț, județul Bacău și validează pe domnul Alexandrescu Eusebiu în funcția de primar al comunei Solonț, județul Bacău, în urma alegerilor locale din data de 5 iunie 2016. Felicitări, domnule primar! Vă rugăm să le lăsați la prezidiu. Vă rugăm să depuneți programul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Solonț. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Spunem așa, ușor, nu greu. Ai urăm să ai ușor, dar în păcate e cam greu. Da. Următorul proiect pe ordinea de zi este alegerea viceprimarului. Propuneri? Lotarul Florin Lucian. Deci domnul Călin Lucian îl propune pe domnul Rotaru Florin Lucian, da? Da. Domnul Lucian. Adam Spiridon o propune pe doamna Găluște, da? Da. Din Nicolita. Alte propuneri? Da? Facem o pauză pentru a vedea da. Buletinele de vot, da? Votul este secret. Sunt două cabine pregătite pentru a vă exercita dreptul de vot. Sunt pregătite acum buletinele de vot și urmează... Da, da. Facem o pauză de 5 minute. În dreptul persoanei pe care trebuie să votați. Da? Mai repet o dată. Da. Deci fără puncte, fără alte. Da. Spuneți un da, nu te dar mai bine toți, nu mai stăm acum. Am aici de mult. Thank you.
Cred că e suficient, nu? Da. O să las aici, da, în fața reprezentantului domnului Cătălin, da? Și... Pe rând, pe două persoane, cum se eliberează pixul cabinele de vot, o să vă dau pixul de aici. Se vede că e doar unul, da? Veniți, împărtăți și... Stați așa să iasă, da? A, să iasă pixul. Lăsați pixurile acolo. Da, luați acasă. Rotarul Lucian Florin. Gălușcă Gengiu Nicolița. Rotarul Florin. Rotarul Lucian Florin. Rotarul Lucian Florin. Gălușcă Gengiu Nicolița. Rotarul Lucian Florin. Rotarul Florin Lucian. Gălușcă Gengiu Nicolița. Rotarul Florin Lucian. Rotarul Florin Lucian. Rotarul Florin Lucian. La bucă avem... 4, 1, 2, 3, 4 și 9. Deci doamna Gălușcă 4 voturi, da? Și domnul Rotarul.
9. 9 voturi, da? Mi le dați mie. Ia, cea mai mare. Potrivită articolului 11, alineatul 5, ordonanța de guvern 35-22, va fi declarat ales, adică estimat, consilierii care au obținut votul majorității consilierilor în funcție. În această situație, viceprimar este domnul Rotaru Lucian, Florin Lucian. Colegul nostru, în urma inundațiilor din 2 iunie,
s-au creat o sumedenie de probleme, care le știm cu toții, dar cu ajutorul Dumnezeu și cu dumneavoastră și cu instituțiilor mai sus puse, să readucem comuna pe măcar cum a fost, dacă nu, mult mai bine. Vă urez succes, succes și domnului viceprimar, succes și dumneavoastră, mulțumesc de participare. Și dumneavoastră la fel să ne sprijiniți. Cu siguranță. După ce se încheie oficial ședința, o să facem un interviu, dacă nu prea puțin facem o sfințire, după care stăm și avem un par de suc de apă, de bere. Vă mulțumesc! Cultorilor comunei soroți care m-au vădat. Dar în neapă! Deoarece și domnul primar și-a expus cuvântul de care a fost ședința noastră, prima ședință de Consiliu, pentru anul acesta. Vă mulțumesc de participare! Domnul primar, așa, concret, o să vă solicităm nu numai prezența, ci chiar și rugăciunea dumneavoastră, care este foarte importantă, pentru că faceți parte din aceeași biserică a lui Hristos. Și aici avem și mulți consilieri din parohia noastră Solonți, și de la Cucuiești și de la Sarata. Așa încât ne bucurăm de prezența domniilor noștri, pentru că o să avem multă treabă. Slavă Sfintei și cei de o ființă și de viață făcătoare, nedespărțiți de Sfintei Trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi,
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă, bine este cuvântat. Ceea ce vine într-o lume de Domnului, Dumnezeu este Domnul și S-a arătat. Cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriți și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne milostivindu-te spre noi. Grăbește că perințu mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe robii tăi de șerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale, noi ne vrednici. Vede, n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi păvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe acum slobos? Nu de vreo depărtat de la tine, stăpână, că tu îi slăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Domnului să ne rugăm! Domnul miluiește! Ești Dumnezeu nostru și Ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează.
mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși eu voi fi încrezător în el. Și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părstași sângelui și trupul lui, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpre prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe acei pe care frica morții îi ținea robie toată viața. Căci, într-adevăr, nu au luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios, arhiereul celui către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului. Căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispite să le ajute. Pace ție, frate, cititorule! Și lui tău, aliluia, aliluia, aliluia! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Evanghelie de la Sfântul Evanghelist Ioan se va cite. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să-mi aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare care se numea pe evreiește Betesda și care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se bucura din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel care intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, ori de ce boală era ținut. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru locașul acesta, pentru cei ce credință cu evlavie, cu frivezeu, intră și lucrează într-însa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! La prea Sfințitul Ioachim, arhiepiscopul Roman și Bacăului, pentru cinstita preoții lui Hristos, diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredincios în poporul mândrit, pentru tine, pentru cărămuitorii țării noastre, pentru mai mare orașul și satelor, pentru primăria în comunii noastre Soloți, pentru primar, viceprimar, consilier, pentru toți cetățenii comunii noastre, pentru cei care sunt de față la această slujbă de sfințire, pentru sănătate, mântuire, pace, spor și ajutor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa această văzitoare slujă trupului, pentru omuire să fie zgăritoare toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să primită harul iscupirii și binecuvântarea Iordanului, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
ca să fie apa aceasta tămâritoare sufletelor și trupurilor și zboritoare toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin treimea cea de o ființă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arată pe noi fii și moștenitori ai părăției sale, binegustarea, străbirea cu această gheasmă, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce păzești așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzești poruncile tale, cel ce primești lacrimile, cel de luminiță ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rog, nu cu năluciri, înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămădurie trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești încă și din tine, ai făcut-o sănătos și poruncit să spele prin cuvânt, ai făcut să sălășluiască lumina, cel ce oprești valurile patrimoniului celor potrivi și potorești marea cea sărată acestei veți, și împlăznește cele grele de purtat ale plăcere însuți iubitorul de oameni împărate. Cele nouă să purtăm veșmânt lumina ca zăpada, din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului de viață, făcătorului tău Domn, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și bunul de viață, făcătorul tău care sfințește toate, ce sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Și acum de harul preasfântului de viață, făcătorul tău care sfințește toate, ce sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și trupirea cu apa aceasta, trimite nouă binecuvântarea ta care spală întinăcinea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bunului și tămăduiește cu mila ta bolile noastre, cele sufletești și trupești. Pentru rugăciune prea curate, prea binecuvântate, stăpâne noastră, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu folosințele cinstitelor, cereșilor și celor fără de trup putere. Pentru rugăciune cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și părăzitorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întrutot lăudaților apostoli, ale Sfintele Sfinți Părinților noștri Mardax, Crălumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvântătorul și Ioan, Gură de Aur. Ale Cintre Sfinți Părinților noștri Adanase, Chiril și Ioan cel Milostiv Patriarh Alexandriei. Ale Cintre Sfinți Părinților noștri Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichii și Spiridon al Trimitunii Făcătorii de Minunii. Ale Sfinților Arcanic de la Cernica, Nifon, Patriarhul Constantinopolului, Iosif cel Nou de la Partaș, Iureș și Sava de la Alba Iulia, ale Sfinților Măriților de Lăudaților, Măriților Bunilor Biruitori Mucenici, Gheorghe Păcătorul de Biruință, Dimitrie Izvărător de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat, Ioan cel Nou de la Suceava, Sighi și Vahio, Ambalacu și Nicolae, ale Sfintelor Mucenițe, Filofteia de la Curtea de Argeș, Tatiana de la Craiova, și ale tuturor Sfinților Bunilor Biruitori Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Măriților Făcătorilor de Minuni, Domnul fără de argint, Cosma și Damian, Chiri și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochi și Nichita, Aleu și Trifon,
ale preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri, Rigoretica, Apolitul Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, ale preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfinte Mucinițe Agripina și acel prorocodânsa, cărora săvârșim noi astăzi, ale Sfinților și Dreților Dumnezei și Părinților Achim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, sănătoșul acesta primăria noastră, comuna noastră, pe cei care o conduc, poporul acesta, pe toți cetățenii comunii noastre solonți, pe cei care sunt de față, părinții slujitori cu toată familia și toată clasa lor, părinții de la mănăstirii cu toată oștia, păzește și zăște de robilor Tăi sănătate, mântuire, pace, sfoșuri, tot, ajutor în muncă, în misiunea lor, și împlinește toate ce trebuie să obții aceste creștine care slujește Ție și fie în toate milostiv. Adu-ți aminte, Doamne, de toate episcopia drept credincioși care te învață cuvântul adevărului Tău, de tot ce ne preoțește ca locărește de mântuirea lor, îți aminte și ne urăze și ne iubesc pe noi de frații noștri, preoți care îți dușesc de față. Și de cei ce pentru binecuvântate, pricii nu sunt împreună cu noi, deci ne aflăm celor nevrenților să ne rugăm și pentru dâns și adu-ți aminte părinții de frații noștri care sunt robii în supărări, în necazuri, în scârbi și boli, și miluiești pe toți pomarii mâna Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Că Tu ești sfărătământuilor Hristoase, Dumnezeu nostru, slavă Lui, Ți-a vrut și părinții pe toată părinte, prea sfântul unde viață. Făcător totul acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Lui Tău. Ca pedele voastre Domnului să le plecați. Și Ție slavă și înțelepciune și bineînțeam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu. Doamne Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor slujitorii Tăi. Și trimite harul Preasfântului Tău Duh peste undelemnul acesta,
și îl sfințește ca să fie spre sfințirea locului acesta și a locașului acesta ce este zidit pe ea și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a tuturor bântuielilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvânteze sfințești toată Dumnezeul nostru și Ție slavă înțeam Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată binosuirea, a cărui milă este măsurată și milă de oameni atunci ajunsă. La Ta slavă, căzând cu frică și cu tremur ca niște robi netrebnici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Tăi, acestora care sunt de față, și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și Sfânta milostivire, că precum până acum ai binevoit a primi rugăciunile robilor Tăi și acum milostivire, ai învrăcit ale sfințirile așa și de acum înainte, învrednicește a spori într-o dreaptă credință, în dragoste cea către Tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune, cea dobândi ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește toată rea întâmplare, dăruinde pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna a grăit și a cântat Ție și Celui fără de început al Tău, Părinte prea Sfântului și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Dumnezeu ce să fii într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeu nostru, Dătătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Binește pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm uniți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, celor ce s-au adunat astăzi, dinpreună cu familiile lor, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor, se zice... Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Te milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești Ție slavă, Ți înălțăm! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Autorităților locale și centrale, oficialităților locale și centrale, de celor ce au parte la această slujbă de simțire și de om, la început de mandat, la început de activitate, tuturor cetățenilor, comunii solonți, dă-le, Doamne, sănătate, lungire de zile, tu toate, până spune viață veșnică și mântuire, și părțește într-o mulți ani, mulți ani, trăiască la mulți ani, cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile se bine și fericire, la mulți ani, să trăiți. Vă fie viața, numai lumea, ta mântuire, să dai lumeți pentru credință și mântuire. Morți de mari, morți de mari, morți de mari,
stimate domnule viceprimar, doamnelor consilieri, stimate oficialități centrale și locale și dragi noștri prieteni, așa după cum s-a creat o tradiție deosebită, în primăria noastră Solon, de pe când domnul ex-primar, domnul Spiridon Adam, se afla în fruntea primăriei noastre, orice început și sfârșit de activitate, la noi, în Solon, în comuna Solon, se săvârșește cu o slujbă. O slujbă de mulțumire pe care o aducem lui Dumnezeu, de la care covoară tot binele și toată darea cea bună de sus, o slujbă din care noi, în calitate de creștini, ca cei care facem parte integrantă, integrală din sânul Bisericii, din Biserica lui Hristos, o aducem lui Dumnezeu, pentru că Biserica nu este formată numai din preot și paraclisie și cântăreții, ci dintre este formată din totalitatea credincioșilor de pe o anumită rază, împreună cu păstorul sufletesc, așa cum primăria nu este formată numai din domnul primar, ci domnul primar împreună cu ceilalți colaboratori, ca și comuna care cuprinde pe toți cetățenii care se află pe raza acelei comuni. De aceea, n-am făcut rabat nici astăzi și mulțumim domnului primar și tuturor oficialităților locale, domnul consilier, care ne invită și de data aceasta ca să luăm parte la această festivitate și acest eveniment deosebit de important din viața primăriei noastre. Este un eveniment politic, social și economic și cultural, dar și religios în același timp, de vreme ce dumneavoastră ați depus jurământ pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Carte, pe Sfânta Scriptură, în calitate de primar. Lucru pe care îl vor săvârși, desigur, și domnii consilieri împreună cu domnul viceprimar, prin care v-ați angajat și v-a angajat sub ochii lui Dumnezeu și sub ochii foarte atenți și receptivi a celor ce sunt de față, că o să continuați acest mandat în așa fel cât să realizați ceea ce v-ați propus și ați anunțat deja. Va fi un mandat foarte greu. Dacă privim și facem o radiografie la ceea ce s-a întâmplat, la dezastru acesta, ce s-a întâmplat, dragii mei, mă refer la partea materială în comuna noastră, încât o să aveți foarte multe muncă. Nu mă îndoiesc că această activitate și munca aceasta va fi depășită, pentru că cerem întotdeauna ajutorul lui Dumnezeu și pentru faptul că vă cunoaștem ca cei care sunteți oameni serioși și care vă puneți toată inima și mintea și toată ființa dumneavoastră la contribuție, încât să realizați ceea ce v-ați propus, fiind însoțit de domnii consilieri. Consilieri care au fost validați și care au fost și ei aleși ca și dumneavoastră, cu multă încredere de către toți cetățenii comunei noastre. De aceea, mai întâi trebuie să mă opresc asupra câtorva aspecte deosebite pe care nu le-am putut enunța cu ocazia sfințirii, inaugurării drumului nostru, acestuia care s-a realizat într-un efort susținut, cu proiecte deosebite, o muncă deosebită, proiectele fiind deja făcute cu multă vreme înainte, și lucrul acesta mă duce cu gândul la cei care le-au gândit dintr-un început, și știți dumneavoastră unde și cum, încât atunci n-am avut ocazia să mulțumesc într-un mod special și deosebit acelor persoane care împreună au lucrat cu consilierii, cu toți oamenii de bază și de bună credință, pentru realizarea tuturor lucrurile dificilor pe care dumneavoastră le-ați dus la final. Însă, cu ocazia aceasta, dragi, ați observat că nu ne-am implicat noi, Biserica, nu ne-am implicat deloc în politică. Politica noastră este Hristos și Biserica.
Pentru că dacă noi ne implicam politică, avea să se întâmple, dragii mei, altceva și consilierii din comuna noastră nu mai aveau niciun motiv să mai vină la Sfânta Biserică, unii a simpatizând cu unul sau altcineva cu altcineva. De aceea noi am stat în expectativă, dragii mei, am admirat, am mulțumit la vreme potrivită, ne-am bucurat că au fost realizări deosebite, lucru pentru care trebuie să-i mulțumim domnului Eusebiu, care, secundat fiind de domnul viceprimar, domnul profesor, de mare ispravă, domnul Doru, a realizat, împreună cu dumneavoastră, bineînțeles, consilierii care v-a sfătuit lucruri frumoase. Lucruri pe care trebuie neapărat să le continuați și care să fie pentru, și pentru noi, cei solonțeni, cei care suntem cetățeni ai comunii acestea, de admirat și de mulțumit și mai ales de faimă prin care cei care vor trece prin comuna noastră să se exprime și așa halal, primărie, halal, cetățeni și mai departe, bineînțeles în sensul pozitiv, ce gospodar, ce harnic, ce priceput și celelalte. Sunt foarte bucuros că am participat și la o ședință a dumneavoastră, care ne-a oferit ocazia să căpătăm foarte multă experiență, dragii mei. Am văzut cât de serios se pune problema alegerii unui primar, unui viceprimar, alegerii de consilier, pentru că, virgulă, consilierii ca și locali ai primarii sunt ca și consilierii de la biserică. Și noi avem consilier la biserică și ei au hotărârile. Preotul doar este cel care împreună cu dânsii caută să le ducă la așa realizare toate hotărârile, toate planurile, toate îndemnurile și tot ceea ce își propun. Așa încât toată lucrarea ce se va realiza de aici încolo este și efortul și munca domnilor consilieri. Așa am înțeles, mai ales că sunteți împărțiți pe sectoare. Și de ce credeți dumneavoastră că am avut așa astăzi, dar mai mult că am trecut îndrăzneala pentru faptul că am participat împreună cu dumneavoastră așa la, în modul nostru, aici, din partea aceasta, la alegerea Consiliului și validarea consilierilor, așa, primăriei noastre, pentru că avem această bucurie că avem și noi din parohia noastră Solonț când se fac consilieri. Ei fac parte și din Consiliul Parohial. Asta mă duce cu mintea și ca să trag și eu nădejde deosebite că, virgulă, și biserica noastră și bisericile din comuna noastră vor avea un sprijin susținut, mai ales că aveți acest departament al culturii, cultelor și celelalte, dragii mei, încât acum am observat cine se ocupă de treaba aceasta, ca să am de cine, pe cine aborda și de cine trage în sensul acesta, adică să ne interesăm cum se poate să ajutăm și bisericile. Școala a fost ajutată și ne bucurăm că avem o școală atât de frumoasă, dar trebuie și bisericile să arate tot la fel sau și mai frumos decât arată acum, pentru faptul că oricine vine în comuna noastră, cartea de vizită a comunei este biserica și cimitirul. Fără să așa exagerez, cât măcar cât de puțin. Oricine trece pe aici, deja se vede la cimitir biserica de aici și pe celelalte localități, dragii mei, încât e o bucurie deosebită și să pot lăuda domnii consilieri și domnul primar și domnul viceprimar, noi am ajutat și biserica. Voiam să vă spun și un alt aspect, dragii mei, care doresc să nu stârnească nici supărare, nici mâhnire, nici să umbrească sărbătoarea de astăzi. Admir din toată inima cetățenii care fac parte, din punct de vedere religios, din parohia Cucuieți. Ați reținut aspectul. Admir până dincolo de extreme. Da, felicitări, credincioșii, consilierii din Cucuieți au fost foarte uniți. Lucrul acesta mă face, dragii mei, ca să îndemnăm și pe credincioșii noștri din Solonț la aceeași dragoste și unitate. Să nu existe disensiuni între noi, indiferent de coloratura politică. Spun lucrul acesta pentru că mă aflu în mijlocul dumneavoastră de aproape 7 ani și jumătate și n-am reușit să realizăm această coeziune între cetățenii care fac parte din parohia noastră, coeziune pe care însă am reușit-o cu școala,
și primăria. Mulțumesc foarte mult, doamnei directoare, cu care colaborăm atât de bine, atât de fructuos, atât de frumos cu domnul profesor și proiecțiunii pe care noi trebuie să o realizăm și cu familiile credincioșilor care formează cetățenii comunei noastre. S-a observat treaba aceasta, dragii mei. Și unde nu este unitate, mă duc cu mintea la altceva. Este puțină credință, credibilitate, puțină sinceritate, este și păcat, mă iertați, din punct de vedere religios, pentru că cohesiunea se realizează numai pe baza dragostei și încrederii reciproce. N-am realizat treaba aceasta și poate eu sunt cel mai vinovat în ceea ce mi-asum vinovăția mea în acest aspect, dragii mei, pentru că noi suntem chemați ca păstori sufletești, ca preoți, slujitori, păstori, consilieri, dacă ne mai consiliem așa, când mai venim și la spovedanie, să realizăm o unitate de monolit la nivel local și o leacă mai prin extensiune la nivelul comunei noastre. Lucrul acesta poate, ceea ce v-am spus eu acum, poate o să realizeze o coeziune, poate pe parcurs. Mie mi-e dragi tare consilierii ăștia pe care îi avem noi din comuna noastră. Oameni harnici, oameni vrednici și m-am bucurat. Am avut acest sentiment de bucurie, de mândrie, așa să vedească, dragii mei, că și domnul Viorel, și domnul Lăcătușu, și ceilalți, așa sunt doamna, așa Comănescu, doamna directoare, sunt consilieri, mare majoritate consilieri de la noi. Înseamnă că ei valorează ceva. Și valorează cu adevărat, pentru că îi știu oameni de bună credință. Oameni harnici, vrednici, care au fost votați, așa cum prea bine știți, dragii mei, ca împreună cu domnul primar și domnul viceprimar să ducă în acest mandat la realizare celelalte proiecte pe care ei le-au promovat dintr-un început, pe care au căutat să le anunțe deja proiecte, dragii mei, care sunt atât de necesare pentru cetățenii comunii noastre și pentru binele fiecăruia în parte. Avem drumul acesta de realizat spre Șerba și Stănești. Și celelalte câte se mai întâmplă, dragii mei, s-au stricat, sau așa, cu aceste ape care ne-au încercat în zilele acestea, sperăm că dumneavoastră veți fi capabili ca mandatul acesta, printr-o muncă asiduă, printr-o participare colectivă și frontală, să reduceți la realizare, încât mandatul dumneavoastră să nu se oprească aici. Sperăm, nădăjduim, că toți cei care v-au votat, au această, și vor avea această satisfacție și această mulțumire că n-au făcut drumul sau efortul de a veni la primărie sau unde s-au votat la școală și au pus încredere în dumneavoastră și că și pe viitor veți răspunde cu aceeași dragoste la toate solicitările cetățenilor comunei noastre, pentru că ați observat dumneavoastră, nu se poate Marta fără Maria și Maria fără Marta. Adică nu se poate socialul politic fără religios și religiosul fără politic, pentru că și cetățenii comunei sunt aceiași credincioși ai bisericii și viceversa. Și credincioși și fii bisericii sunt cetățenii comunei noastre și așa cum și pe noi preoții slujitori ne interesează așa bunul mers al comunii și al cetățenilor, al credincioșilor noștri, în aceeași în egală măsură și pe dumneavoastră vă interesează toate destinele familiilor care compun, așa cum am spus și mai înainte, toată această adunare de credincioși care formează cetățenii comunii Solonți și care sperăm, dragii mei, să fie binecuvântați și pe viitor. Prin prezența dumneavoastră, munca dumneavoastră, luându-ne angajamentul în aceeași măsură ca și noi să vă dăm tot concursul la toate activitățile care sigur, ne sunt nouă potrivite, așa, sub aspectul nostru religios, de a păstra ordinea, disciplina, buna cuviință în jurul, așa, în mijlocul credincioșilor noștri, ca să nu vă dăm bătaie de cap dumneavoastră, mai mult vecinilor noștri, și dumneavoastră la cine mă refer, dându-vă tot concursul, dragii mei, la toate activitățile legate de școală, de cultură și cult, în comuna noastră, ca și dumneavoastră să fiți sprijiniți atât de consilierii dumneavoastră, dar și de noi cei care am observat, dragii mei, că ocupăm un loc central în misiunea și activitatea dumneavoastră, dar mai mult și mai mult și în inima dumneavoastră, lucru foarte important. De aceea mulțumim din toată inima pentru invitație pe care ne-o faceți
ca să participăm la această ședință, această festivitate și sfințire, aceste deuși și această slujbă de mulțumire, rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să vă binecuvinteze și mandatul acesta și pe cele viitoare, pe dumneavoastră, familia dumneavoastră, pe toți consilierii cu familiile lor, pe toți cetățenii comunii noastre, pe musafirii noștri, adică participanții noștri de la forum mai înalt, așa, de oficialitățile centrale și locale, așa încât tot să fie tot sub binecuvântarea lui Dumnezeu și tot ceea ce realizăm noi aici să fie spre binele poporului nostru, pe aceste meridiane, în locul acesta, dragii mei, și spre slavă lui Dumnezeu, să trăiți, să frumoți ani. Amin! Să trăiți! Hai să se